Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Canada va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar pentru dezvoltarea sectorului energetic și judiciar, dar și pentru sprijinirea societății civile. Un anunț în acest sens a fost făcut de ambasadorul Canadei în Republica Moldova cu sediul la București, Gavin Buchan. Administrația de stat a drumurilor anunță că Republica Moldova va avea un registru al drumurilor publice. Acest lucru înseamnă că evidența informațională va permite o monitorizare mai exactă a stării fiecărui traseu și identificarea nevoilor specifice de întreținere. Republica Moldova se menține printre țările cu un nivel ridicat al libertății presei. Astfel, din 180 de țări, Republica Moldova ocupă poziția 31. Indicator care, deși în scădere, ne plasează pe un loc bun, comparativ cu statele vecine. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian în contextul protestelor care se desfășoară la Tbilisi în primele săptămâni contra proiectului de lege controversat privind influența străină. Canada va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar pentru dezvoltarea sectorului energetic și judiciar, dar și pentru sprijinirea societății civile. Un anunț în acest sens a fost făcut de ambasadorul Canadei în Republica Moldova cu sediul la București, Gavin Buchan, în cadrul unui interviu pentru Digi24. Potrivit acestuia, negocierile privind acordarea unui împrumut major acordat executivului de la Chișinău sunt în proces. Introducem o serie de domenii în care vom sprijini Moldova. Avem un mic proiect de sprijin pentru societatea civilă, avem sprijin pentru sistemul judiciar, vom introduce un anumit sprijin în sectorul energetic și suntem în proces de negociere a unui împrumut major pentru sprijin financiar acordat guvernului. Moldova este o țară mică, dar este o țară care a făcut absolut tot ce trebuie să facă pentru a câștiga invitația de aderare la Uniunea Europeană pe care a primit-o anul trecut. Ambasadorul Canadei de la Chișinău a spus că Republica Moldova face toate reformele corecte și este pe cale să devină o democrație europeană. Moldova este un caz special. Este o țară care face totul bine. M-am întâlnit cu Maia Sandu de două ori deja. A fost ministrul nostru de externe acolo la sfârșitul lunii ianuarie. Ei fac toate reformele corecte, sunt pe cale să devină o democrație europeană. Sunt deja o democrație. Ei introduc tot felul de măsuri corecte și merită, în mod absolut, sprijinul nostru în fața eforturilor consistente ale Rusiei de a-i destabiliza. Consistent Russian efforts to destabilize them. Referindu-se la combaterea fenomenului dezinformării din țara noastră, Buchan a precizat că autoritățile trebuie să se asigure că încurajează gândirea critică și să-i facă pe oameni să înțeleagă care sunt sursele de știri credibile și care nu. Trebuie să avem mesaje puternice și proactive. Trebuie să faci ceea ce ei numesc predemontare, să ne asigurăm că oamenii au informațiile corecte în prealabil, astfel încât să știe când aud ceva care este dezinformare. Și într-adevăr, trebuie să încurajăm gândirea critică. Trebuie să-i facem pe oameni să înțeleagă ce este o sursă de știri credibilă și ce nu este o sursă de știri credibilă. Trebuie să-i facem pe oameni să aibă obiceiul să trateze toate postările de pe rețelele de socializare ca și cum ar fi 1 aprilie. Nu ar trebui să existe doar o zi pe an când ne uităm critic la fluxurile noastre de socializare. Ar trebui să fie 365. Amintim că în luna ianuarie curent, în cadrul unei vizite la Chișinău, ministra de externe de la Ottawa, Melanie Joly, a spus că Canada va acorda sprijin Republicii Moldova în toate domeniile cheie, inclusiv cel al securității și apărării. Administrația de stat a drumurilor anunță că Republica Moldova va avea un registru al drumurilor publice. Acest lucru înseamnă că evidența informațională va permite o monitorizare mai exactă a stării fiecărui traseu și identificarea nevoilor specifice de întreținere. Registrul va fi integrat cu alte sisteme relevante, cum ar fi cele de transport public, cel geografic național și sistemele de urgență. Mijloacele necesare pentru dezvoltarea sistemului informațional sunt estimate la 6 milioane de lei. Se arată în comunicatul instituției. Premierul Dorin Recean a subliniat că în ultimii 2 ani peste 700 de kilometri de drumuri au fost fie reabilitate, fie construite.
Guvernul construiește drumuri europene și doar în ultimii 2 ani, peste 700 de kilometri de drumuri au fost fie reparate, fie construite, fie reabilitate și acest efort va continua și de aici încolo. Domnul ministru, în acest context am să vă rog, odată cu implementarea acestui registru, să avem și o comunicare în ceea ce privește planificarea pe următorii 3 ani, să zicem, a drumurilor care urmează să fie în reparație sau în restabilire, în așa fel încât administrația publică locală să știe la ce să se aștepte. Republica Moldova se menține printre țările cu un nivel ridicat al libertății presei. Astfel, din 180 de țări, Republica Moldova ocupă poziția 31, indicator care, deși este în scădere, ne plasează pe un loc bun comparativ cu statele vecine. Norvegia continuă să se mențină pe locul de frunte pentru al 8-lea an consecutiv, iar la coada clasamentului sunt țări precum Afganistan și Siria. Datele se regăsesc în clasamentul anual al libertății presei publicat de organizația internațională Reporteri Fără Frontiere. Dacă în anul 2023 Republica Moldova, din punct de vedere a libertății presei, se afla pe locul 28 din 180, atunci în anul 2024 acest indicator scade. Astfel, în prezent, pe scară globală, Republica Moldova se află pe locul 31, poziție care indică faptul că în continuare libertatea presei la noi în țară este la un nivel ridicat. În același timp, potrivit raportului RSF, timp de un an, cel mai mult presa a fost afectată în Republica Moldova de indicator politic. O altă problemă semnalată este că starea de urgență impusă din cauza invaziei Rusiei în Ucraina a fost folosită de autorități pentru a suspenda licențele mai multor canale de televiziune în ajunul alegerilor din 2023, fără o transparență adecvată cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii, iar toate acestea dincolo de faptul că deciziile luate de Consiliul Audiovizualului au înăsprit controlul asupra dezinformării și a discursului instigator la ură și au slăbit instituțiile media care difuzează conținut de propagandă produs în Rusia. Raportul mai arată că instituțiile media independente din Republica Moldova nu dispun de resurse și se confruntă cu dificultăți financiare. Prin urmare, acestea caută sprijin financiar de la donatori străini. Continuăm cu alte știri. Un lot de 23 de tone de banane a fost depistat cu conținut sporit de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii că bananele vor fi retrase de pe rafturile magazinelor. Pentru a garanta consumatorilor produse alimentare sigure, ANSA a dispus în mod urgent retragerea lotului nominalizat din unitățile de comerț. Persoanele care au achiziționat aceste produse sunt rugate să nu le consume și sunt în drept să le returneze unității de comerț de unde au fost procurate în baza bonului fiscal. Operatorii din domeniul alimentar, deținători de produse alimentare neconforme, care nu au luat măsuri de retragere a acestor produse de pe piață, sunt pasibili de răspundere juridică, se arată în comunicatul ANSA. În plus, consumatorii sunt informați că în cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abatere de la prevederile legislației pentru protecția consumatorului, cetățenii sunt îndemnați să depună petiție la agenție la numărul de telefon 022 511 511. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian în contextul protestelor care se desfășoară la Tbilisi în ultimele săptămâni contra proiectului de lege controversat privind influența străină. În mesajul său, șefa statului a menționat că Republica Moldova este alături de poporul Georgiei și susține aspirațiile de a construi un viitor aliniat la valorile europene. Moldova este alături de poporul Georgiei, care arată curaj neclintit și un angajament profund față de democrație și libertate. Susținem aspirațiile lor de a consolida instituțiile democratice și de a construi un viitor aliniat la valorile europene, a scris Maia Sandu pe platforma X. Menționăm că mii de oameni au continuat să protesteze joi în capitala Georgiei, Tbilisi, pentru a-și exprima nemulțumirea față de proiectul de lege privind agenții străini, inițiativă considerată de opoziție și țările occidentale ca fiind de inspirație rusă. Astfel, criticii se tem că acest proiect va pune în pericol candidatura țării pentru aderarea la Uniunea Europeană. Manifestația a devenit una violentă pe măsură ce poliția a început să folosească tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea. Noaptea trecută, georgienii au continuat protestele împotriva proiectului de lege privind agenții străini votat în a doua lectură către parlamentari. Oamenii se tem că această inițiativă îi va duce departe de calea pro-europeană, iar vocea presei nu va mai fi auzită. Manifestanții au scandat nu Rusiei și au afișat pancarte cu fețele deputaților din partidul Visul Georgian, calificându-i drept trădători. We are
Nu vom pierde această luptă, nu vom pierde puterea și drepturile noastre. De ce ne temem cel mai mult? Să fim atacați cu gaze, să fim bătuți sau să ne pierdem țara? Proiectul de lege care a dus la izbucnirea protestelor impune organizațiile care primesc mai mult de 20% din finanțarea din străinătate să se înregistreze ca agenți străini. Criticii l-au comparat cu o lege similară a Rusiei care a fost folosită pentru a reprima disidența în această țară. Proiectul de lege a fost subiect de dispută prima dată anul trecut în Georgia. Atunci, guvernarea de la Tbilisi l-au retras de pe agendă în urma unor proteste masive. Naționala Moldovei de rugby se pregătește pentru un moment crucial în istoria sa sportivă. Însă, înainte acestui moment tensionat, o gală de premiere spectaculoasă a adus lumina asupra excelenței sportivilor moldoveni, recunoscându-le contribuția și realizările remarcabile în lumea rugby-ului. Gala a fost un prilej de încurajare și recunoștință, alimentând determinarea echipei în drumul său către victorie. Domnului să felicit cel mai bun antrenor din 2023, vorba de evenimentul desfășurat înaintea meciului de sâmbătă a adus în prim plan excelența sportivilor moldoveni, recunoscându-le eforturile și realizările în rugbyul național. Este o legere complicată ca de fiecare dată, mai mult ca atât avem și rugby 15, avem și rugby 7, însă am încercat cumva să împărțim laurii între doi cei mai buni sportivi. Și aici am considerat că în ultimii, practic, un an și jumătate, poate chiar doi, și Adrian Adam și Andrei Cebotari s-au manifestat cât la rugby 15, atât și la rugby 7. După ce au primit premiile, jucătorii au împărtășit câteva gânduri de mulțumire și uimire, subliniind că aceste momente reprezintă împlinirea visului fiecărui sportiv dedicat. Mulțumesc din suflet colegilor pentru apreciere, pentru premiul dat. Cred că pentru un antrenor, pentru fiecare antrenor este o onoare să reprezinte țară, să împartă cu experiența sa din trecut și cu experiența care o capră pe parcurs, pentru că doar cu echipa împreună putem să creăm ceva, să învățăm, să creștem. Tot timpul acesta care am sacrificat pentru acest sport, până la urmă a dat roade, să zicem că a fost un obiectiv pentru mine și sunt foarte bucuros și sper să continui pe aceeași cale și de ce nu să continui să câștig aceste premii. Un premiu neașteptat, dar foarte plăcut. Mulțumesc la toată echipa antrenorilor pentru că ieșim toți în teren. S-a ales să eu simt cel mai bun. Sunt foarte plăcut. Asta e un vis. Cu toate privirile îndreptate către meciul iminent, atenția s-a concentrat asupra pregătirii pentru confruntarea pe stadionul Dinamo împotriva echipei bulgare. Antrenorul și jucătorii sunt hotărâți să ofere un spectacol războinic și să aducă victoria acasă, susținuți de întreaga țară. Avem punctele noastre în forță și le impunem și sper să dominăm și să-i batem, sigur. Cu acest gând, cu acest scop ieșim în teren. Nu putem ieși să spunem, hai să jucăm un amical. Trebuie să-i batem. Da, cu siguranță ne așteptăm și noi la o victorie. Ne-am pregătit foarte intens de acest meci. Am văzut băieții că au început pregătirea încă din iarnă. I-am urmărit, chiar dacă nu am fost alături de ei, m-am pregătit și eu în altă țară, dar văd că sunt pregătiți și ne așteptăm și noi la un meci mare să câștigăm. Este o atmosferă foarte bună. Fiecare muncește la maxim și cred că o să fie un meci foarte bun, interesant, dacă ne facem lecție de acasă și asistăm cât am pregătit să acest meci. Încheiind evenimentul, președintele Federației a transmis un mesaj de invitație către toți iubitorii de rugby, încurajându-i să fie alături de echipă și să trăiască fiecare moment al meciului alături de acești adevărați campioni ai terenului. Pe data de 4 mai, vă așteptăm în număr larg la stadionul Dinamo, începând cu orele 4. Membrii lotului național își dedică timpul personal pentru a aduce faimă și succes țării. De aceea avem nevoie de suportul dumneavoastră pentru a fi într-un număr cât mai mare și pentru a face o ambianță plăcută. Vă așteptăm la teren! Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici. Rămâneți pe Vocea Basarabiei, iar eu vă dau întâlnire la ora 19. Toate bune!